mult decât atât. Să achităm cea mai mare datorie din istoria României. Așadar, nu mai avem niciun leu datorie, pe lângă multe lucruri bune pe care le-a făcut acest guvern și altele mai puțin bune și criticabile, asta este o veste care înțeleg că vă interesează pe toți. Nu mai avem datorie la Fondul Monetar Internațional, iar următorul acord va fi unul precaut, va fi unul în care avem o relație cu fondul, dar nu mai tragem niciun fel de împrumut. Sunt trei subiecte importante. Îmi face plăcere să vă prezint invitații în această primă parte a emisiunii Punctul de Întâlnire. Europarlamentarul liberal Renate Weber. Sărut mâna, doamnă, bine ați venit! Bună seara! Și europarlamentarul social-democrat Victor Boștinaru. Bună seara! Bună seara! Bine ați revenit la Punctul de Întâlnire. Știți povestea cu europarlamentarii, da? A existat un vot zilele acestea în Parlamentul European dacă România și alte state europene să accepte sau să n-accepte propunerea Comisiei cu un număr obligatoriu de refugiați. Și aș vrea să începem cu această poveste și cu această discuție, pentru că nu puțin sunt oamenii care au spus sunt europarlamentari români care au votat cotele obligatorii. România nu vrea cotele obligatorii, sunt niște trădători. Mă rog, cuvinte foarte, foarte grele și cred că povestea asta din Parlamentul European trebuie explicată și o să încep cu Renate Weber, cu experiența sa juridică foarte, foarte bogată. Doamna Weber, cum ați votat la planul Comisiei Europene? De ce au existat parlamentari, europarlamentari români care au votat cotele obligatorii? Și dacă trebuie să existe sau nu o armonizare a deciziei europarlamentarilor români cu ceea ce spune primul ministru și cu ceea ce spune președintele României? O să vă răspund direct că eu am votat în favoarea cotelor obligatorii și am făcut acest lucru pentru că eu sunt consecventă cu mine însămi. De acum câțiva ani de zile eu m-am exprimat public de nenumărate ori, mai puțin în România, pentru că noi în România nu am discutat despre migrație și despre solicitanții de statut de refugiat. Nu discuți în general temele care nu sunt de actualitate. Dar eu personal m-am exprimat public și în plenul Parlamentului European și în zeci de interviuri, credeți-mă, la televiziuni și la radiouri din toate statele aproape interesate de subiectul ăsta din Uniunea Europeană, în care întotdeauna am spus așa, și atunci era vorba de migranți, nu de refugiați. Dacă suntem în Uniunea Europeană, este firesc să dăm întâietate unui principiu fundamental care este cel al solidarității. Sigur, la data aceea, povestea României nu e foarte populară. Nu, asta înseamnă următorul lucru. Că atunci când îți vin, repet, la data aceea erau imigranții, acum sunt chiar refugiații cei care îți vin. Când îți vin la hotarele Uniunii Europene, nu poți lăsa toată această povară pe umerii Greciei, de exemplu, și a Italiei, pentru că ele fiind țările cu ieșire la Marea Mediterană, pe acolo intrau. Și vă spun că ambele țări erau excedate de ce se întâmpla. Aduceți-vă aminte de imaginea aceea sicriilor din Lampedusa, da? Iar în Grecia este imposibil să le asigure cât de cât un trai, da, cât de cât civilizat, credeți-mă. Și ani de zile am tot discutat acest aspect, că solidaritatea în Uniunea Europeană ar însemna o împărțire a persoanelor, repet, atunci erau imigranți, deci nici măcar refugiați, nu total, dar măcar până le analizezi dosarele ca să vezi dacă într-adevăr se califică să primească măcar acest statut în Uniunea Europeană. Ce le spuneți românilor care în mod simplist afirmă că n-avem nevoie de arabi, de musulmani, de cetățeni străini pe teritoriul României, iar această teză intolerantă și xenofobă, care e destul de populară în anumite medii cu educație mai joasă, este stimulată prin ieșiri repetate ale fostului președinte Traian Băsescu? Bun, despre ieșirile fostului președinte, sincer, mai bine nu mă puneți să fac vreun comentariu. Eu așa ceva de oribil nu am crezut că o să ajung să aud vreodată de la Traian Băsescu. Chiar cu mâna pe inimă vă spun în acest moment să-i fie rușine lui Traian Băsescu, îmi crapă obrazul de rușine că a fost președintele acestei țări două mandate încă și a mai și lucrat un an pentru el la Cotroceni.
Deci este incalificabil felul în care s-a exprimat Traian Băsescu, felul în care gândește, ideile pe care le propagă azi. Este un extremist de dreapta, autentic, pur și simplu. Așa îl calific eu pe Traian Băsescu astăzi. Dar oamenii trebuie să înțeleagă următorul lucru. E același fenomen, vă aduceți aminte, la începutul anilor 90, când discutam mult despre maghiari și drepturile lor. Cei mai anti-maghiari erau cei din județe care niciodată nu intraseră în contact, de fapt, cu comunitățile maghiare. Nu Ardealul, ci sudul țării mai ales. Mă rog, mai aveam câte foarte un funa, mult, mai aveam câte o vatră românească. Foarte mult, cam același lucru este și astăzi. Nu este surprinzător și nu este de blamat faptul că populația din România, mă rog, nu știu dacă covârșitor, dar într-o mare măsură, nu. Sau din, nu știu, Slovacia, sau din Bulgaria. Nu acceptă ideea că sunt străini, da. Exact, pentru că, atenție, aceste țări în perioada comunistă nu au fost confruntate nici cu refugiați, nici cu imigranți. Pe când Occidentul a avut tot timpul, un exercițiu. Tot timpul, de-aia tot timpul în Occident s-a discutat despre aceste lucruri. Aduceți-vă aminte războiul din fosta Iugoslavie. Refugiații n-au venit în România, dar cu zecile de mii s-au dus în Ungaria, țări precum Austria, Suedia, Germania. În Germania, sigur că da. Corect. Și țări, cred că Suedia la data aia a primit chiar cei mai mulți, vreau să spun, din Bosnia-Herțegovina. Deci oamenii aceia au și o cultură a interacțiunii cu cei care sunt în astfel de situații. În principiu, oamenii aia nu-ți vin pentru totdeauna. În momentul în care situația se schimbă la ei acasă, mulți dintre ei, cu siguranță nu toți, dar mulți dintre ei preferă să revină în locurile lor de baștină. Replica simplistă, că nici nu știu ce abordare să am ca să îi fac pe concetățenii noștri să înțeleagă mai bine. Replica simplistă, doamna Weber, nu vreau arabi pe teritoriul României. Nu, da, nu, iertați-mă, nu poți să fii în 2015 să spui că tu vrei drepturi pentru tine, dar nu vrei măcar dreptul la viață pentru o altă persoană. Pentru niște nenorociți. Deci nu se poate sorții. Să spui că tu crezi în valorile creștine și să refuzi cel mai elementar lucru posibil, exact. Acela de a întinde o mână de ajutor cuiva care fuge pentru că este război, pentru că este casa bombardată, pentru că i-a fost omorâtă familia sau i-a fost pusă în închisoare și l-așteaptă. Existând același lucru. Existând în România o comunitate musulmană respectabilă, atât cea autohtonă, turco-tătară, cât probleme. Și sirieni sau arabi care au venit și inclusiv niciodată, pe vremea lui Ceaușescu și care au rămas aici. Și n-au fost probleme la noi. N-au fost probleme, s-au integrat foarte bine. Și pe de altă parte, eu înțeleg când se spune, noi nu suntem pregătiți decât pentru 1700. Adică înțeleg că asta înseamnă că acele locații cele pe care centre le avem centre, exact, cele șase centre, această capacitate au. Da, dar trăim o perioadă excepțională, nu vă supărați. Trăim un război care durează de câțiva ani de zile, care a făcut deja sute de mii de victime și milioane de refugiați în propria țară. Nu mai vorbesc în țările din prejur. Și într-o astfel de situație, iertați-mă, lucrurile se mai fac și din mers. Pentru că doar nu vă închipuiți că în Germania ar fi capacități astăzi de sute de mii de persoane. Deși sau în altă țară. Au spus că primesc 800 de mii. Dar nu le au, vă garantez. Ideea este că vor construi. Știu, am auzit de 800 de mii, pe urmă de 500 de mii. Cifre, oricum discutăm de foarte, foarte mulți oameni. Disponibilitate mare. Și din păcate trebuie să recunoaștem. Valul din 2015 nu se va termina aici, va urma și 2016, probabil. Agenția ONU pentru refugiați vorbește de 1 milion de refugiați în Europa în 2016. Domnule Boștinaru, ați faceți parte din trădătorii care ați votat planul Comisiei Europene? Ce era de Tudor? Cum știți, sentimentele față de țara mea, și ăsta e un exercițiu pe care îl fac nici pentru a culege voturi, nici pentru ca cineva să îmi acorde niște laude inutile. Cred că servirea țării în acest moment cere întâi de toate creier și mai puțin mușchi și corzi vocale. Când spun acest lucru, mă refer la următoarele aspecte. Ultimul lucru pe care țara mea și țara compatrioților mei ar trebui să-l facă este să fie ca Ungaria lui Orban. Da. Este o foarte demonstrație de subminare a ultimei urme de credibilitate și de servirea interesului național, ceea ce face Orban. Și pe bună dreptate, cancelarul Austriei spunea că ceea ce face el amintește de al doilea război mondial. Al doilea, am văzut la începutul acestei săptămâni o Românie între două extreme. Pe de o parte, discursul scelerat
al lui Traian Băsescu, care pe deasupra, în conținutul său antioccidental, seamănă la Indigo cu Putin, Tartorul, și cu Orban, celălalt foarte disciplinatul elev al lui Putin, iar pe de altă parte vocea lui Predoiu tot speră să devină premier, dar a dat o declarație în care spunea pur și simplu că România trebuie să primească oricât. Eu cred că în acest moment e nevoie de inteligență și, pornind de la ceea ce spuneați dumneavoastră în debut, pe de o parte, eu cred că România trebuie cu necesitate să participe la solidaritatea europeană pentru gestionarea acestei crize fără precedent. O criză care poate duce chiar la distrugerea proiectului european dacă se continuă cu naționalismele, în măsura resurselor și capabilităților actuale și a celor viitoare, ținând cont că vor fi și resurse europene importante care se adaugă efortului național. Pe de altă parte, România nu e deloc în primul gest de solidaritate cu refugiați. Țara asta a noastră, și sunt enorm de mândru, a găzduit armata Poloniei, guvernul Poloniei și președintele Poloniei după invazia germană. Până la sfârșitul războiului au stat aici și i-am apărat și de nemți. Și tezaurul polonez. Și tezaurul polonez, care a trecut la noi, s-a dus în Africa, a ajuns în Franța și apoi în Marea Britanie. Al doilea, mai am fost tot timpul mai tolerant și mai primitor cu străinii. Mi-aduc aminte de un singur caz, 30 de secunde, tatăl lui Gerhard Schröder, fostul cancelar al Germaniei. A murit pe teritoriul României ca soldat nazist, ca soldat în armata lui Hitler. Gerhard Schröder, grație ardelenilor excepționali, a regăsit după foarte mulți ani mormântul tatălui său, îngrijit cu o cruce la cap. Semn că transilvanenii noștri și ardelenii noștri, chiar și cu invadatorii, chiar și cu cei care le-au creat atâtea necazuri, s-au purtat creștinește, cum bine spunea Renate Weber. Două cazuri de solidaritate mai puțin cunoscute. Este vorba de cel față de greci, războiul din civil din Grecia, un număr mare de greci care și-au găsit a doua patrie aici, în țara mea, și apoi cilieni. Și mai e unul foarte important, cehoslovacii în 68, până la finele lui 68, multe mii de cehoslovaci au rămas pe teritoriul României după invazia sovietică. Au rămas familii și au găsit adăpostul aici, România sfidând atunci marele neprieten de la răsărit. Ori pe acest fundal, ceea ce propun eu este ca, pe de o parte, România să facă un efort corect de solidaritate proporțional cu resursele sale, dar și un efort imperativ de negociere, pentru că în acest context a nu discuta despre tratarea cu demnitatea României de către Consiliu și de către Comisie, mă refer la Schengen și la MCV, ar fi un lucru incorrect și de neacceptat. De aceea, între cei care fac atâta uz de corzile lor vocale și de patosul de ultim moment, fie religios, fie naționalist, le spun: România, guvernul României, președintele țării mele, ar trebui să discute fără prea multe apariții în public cu partenerii noștri europeni cum să ne rezolvăm aceste chestiuni cu garanții ferme și să mergem mai departe. Pentru că, repet, asta nu e nici șantaj, nu este nici cinism, ci doar o dovadă că ceea ce este european și țara asta sprijină ceea ce este european, este în egală măsură aplicabil și României. Solidaritatea în două sensuri, nu solidaritatea pe o singură direcție. O să revenim pe finalul emisiunii la acest subiect, pentru că vreau să vă mai provoc cu două, trei întrebări și aștept răspunsul dumneavoastră. Sunteți oameni cu o foarte bună reputație, politicieni cu experiență și aveți această calitate de a fi acolo, la Bruxelles și la Strasburg, și viziunea este un pic diferită decât a noastră și asta e bine. Aseară, premierul Victor Ponta a făcut un anunț pe care eu l-am perceput ca unul foarte important și am văzut reacția oamenilor. Este incredibil. Ce interes uriaș este pentru această afirmație. România nu mai are niciun leu datorie la Fondul Monetar Internațional. Subscriu această afirmație a lui Victor Ponta interesului extraordinar pe care l-au cetățenii români în legătură cu relația față de capitale ale unor state străine. Românii, prin educația lor, prin perioada comunistă, prin ceea ce a fost înainte de perioada comunistă, au un sentiment național destul de dezvoltat. Și am perceput această afirmație și am văzut reacția oamenilor
Sute de mesaje, după ce am postat această afirmație lui Victor Ponta, sute de mesaje au început să curgă. Ce bine că nu mai suntem datori, ce bine că nu mai suntem robii femeii. Cred că, revăzând această afirmație a lui Victor Ponta, aș vrea să ne referim 5 minute la importanța acestei decizii, la șansa pe care România o are scăpând de datoria de 12 miliarde de euro făcută de Băsescu și de Boc și la momentul în care vine această afirmație. Victor Ponta, aseară la Q&A la Sandra Stoicescu, nu mai avem niciun leu datorie la femei. Anul ăsta am terminat. Deci nu mai avem datorii la femei. Mai facem? Nu. Categoric nu. Dar nu, n-am mai împrumutat bani de la femei de 3 ani, de 4 ani. Așa nu, este. Categoric nu. Eventual facem un nou acord preventiv în umbrela. Care să... Dar bani nu mai luăm, că n-avem nevoie. Dar decizia este să mai facem sau să nu mai facem acordul decizia preventiv? Decizia e o decizie politică pe Tocum. Care trebuie să o ia liderii politici, pentru că se va referi la o perioadă de timp în care eu nu voi mai fi prim-ministru, 2017. Dar dacă mă întrebați pe mine, și dacă o să mă întrebe pe mine, și cred că o să mă întrebe, eu să le spun, domne, în anii ăștia, că am deja 4 ani de prim-ministru cu acord cu instituțiile internaționale, dacă pun în balanță, lucrurile pozitive au fost mai multe decât cele negative. Sigur, e important să negociezi, e important la un moment dat să spui, nu am înțeles părerea voastră, pentru că vreau să spun un lucru. Femeiul mi-a zis, nu reduceți TVA-ul la pâine. Și am zis, bun, ok, v-am ascultat, dar eu fac ca mine și cred că e bine. Și am făcut bine. Nu reduceți TVA-ul la toate alimentele. Am făcut-o. Nu reduceți CASE-ul, dacă vă aduceți aminte, anul trecut, acum lumea și uitat. A fost o întreagă discuție cu domnul Băsescu, care zicea că o se distrugă țara, că... Și am zis, domnule, mi-asum eu acest lucru. Deci dacă ai puterea să negociești, te bazezi pe rezultate, în regulă. Dar per total, eu zice că e pe plus. Ce vor decide liderii politici, nu știu. Dar cred, dacă mă uit la declarațiile publice făcute și de opoziție și de coaliția de guvernare, cred că vom avea un nou acord. Doamna Weber, guvernul lui Victor Ponta, guvernul Uniunii Social-Liberale, PSD-PNL, cel care a venit la putere în decembrie 2012 pe o cifră fantastică, 70% în Parlamentul României, reușește, printre alte lucruri bune, cu mărirea salariilor, cu reducerea TVA alimente, cu introducerea cardului de sănătate, cu reducerea CASE, măsuri care sunt apreciate de mediul de afaceri. Noi vedem că economia merge bine și Eurostatul spune că suntem pe primul loc împreună cu Malta și cu Cehia la creștere economică. De ce sunt românii atât de interesați și atât de bucuroși că România nu mai are niciun leu datorie la Fondul Monetar Internațional? Putea să spunem, responsabilitatea guvernului. Băsescu a anunțat că ia 12 miliarde, le-a luat Băsescu și le-a achitat Ponta. Nu, în primul rând o să spun că atunci când le-a luat, într-adevăr, Băsescu și cu guvernul pe care îl conducea de fapt, măsura aceea a fost profund nedreaptă în felul în care ea a fost luată. Adică faptul că nu s-a discutat nimic. Astăzi, măcar vedeți, discutăm de refugiați, foarte de cote. Corect. Atunci nu s-a discutat nimic. Am simțit dintr-o dată că o sabie care stătea deasupra capului ne-a căzut de-a dreptul în cap. Foarte corect. Și fără să ne întrebe nimeni nimic, ceea ce n-a fost corect, nu așa se conduce o țară într-un mod democratic. Faptul că astăzi lumea e interesată, eu cred că într-adevăr lumea este mai interesată de aceste aspecte decât de câți refugiați luăm, dacă luăm 1700 sau 6000, iertați-mă, e și ridicol, pentru că cifrele totuși sunt așa de mici până la urmă, dacă ne uităm la populația din România. Sau, citându-l pe Băsescu, niciunul. Da, dar este firesc ca oamenii să fie interesați de împrumut. Odată, pentru că noi am mai trecut printr-o chestie dintre asta amară, vă aduceți aminte cu sacrificiile pe care a trebuit să le facem în timpul lui Ceaușescu să plătim niște împrumuturi. Oamenii din generația mea țin minte și cozile și privațiunile de tot felul și lipsa de curent electric și de apă caldă și așa mai departe. Totul în frigul numele din case, totul în numele achitării unei datorii. Faptul că astăzi tu afli că ai terminat totuși atât de repede să achiți măcar această parte din datorii, sigur că te bucură. Pe de altă parte, e FMI. FMI au avut întotdeauna și peste tot unde s-a dus o atitudine arogantă în discuțiile pe care le-a avut cu partenerii locali. Întotdeauna a venit să impună niște idei care greu au fost acceptate local și mai ales nu a permis celor locali să ia deciziile pe care ei le considerau că sunt bune. Doar că s-au tocmai ca împotrivit reducerii TVA la alimente. Exact. Deci ei s-au... Pentru, eu cred că pentru oamenii care astăzi sunt bucuroși, dincolo de
chestiunea economică este și aceasta. Nu ne mai pune nimeni bețe în roate să luăm de acum încolo măsurile care, din punct de vedere fiscal și respectând cerințele impuse de Uniunea Europeană, putem să le luăm la noi acasă, în așa fel încât să putem să ne dezvoltăm economic și social. Eu cred că așa se explică interesul major, dar este absolut firesc. Plus că mai e un lucru, domnul Razdor, tot timpul ne gândeam, dar iar ne îndatorăm, iar copiii noștri o să plătească. E, iată că pe măsură ce se plătesc aceste datorii, știm bine că de aici încolo, dacă vom avea nevoie, vom putea negocia de pe o altă poziție. Nu de pe aceea. E foarte corect ce spune Renate Weber, o performanță extraordinară a acestei guvernări, nu știu dacă personal al lui Victor Ponta, probabil mulți sunt cei care au contribuit la decizia asta, și din PSD și din PNL. Chiar dacă astăzi Partidul Național Liberal îi are în rândurile sale pe cei care au făcut aceste împrumuturi. Și aici e durerea cea mare. PNL-ul a contribuit până la ruperea USL la acest efort de achitare a datoriei publice cu oameni, cu competențe, cu viziune. Și apoi i-a îmbrățișat pe cei din PDL și pe cei din regimul Băsescu, care au împrumutat țara cu cea mai mare sumă din istoria ei. Domnule Radu Tudor, subiectul n-avea cum să nu stârnească un mare interes, pentru că e o problemă de demnitate națională, e o problemă de capacitate de a putea decide măcar asupra unor componente de politică economică. Vezi codul fiscal și așa trebuie să citim și bătălia în jurul codului fiscal, cu oameni care parcă doreau să impună o viziune a femeiului, ca să nu adoptăm acest cod fiscal. Dar dați-mi voie să prezint o conversație pe care am avut-o în septembrie 2009 cu Sebastian Bodu. Atunci era PDL, aș putea spune astăzi cu răutate, azi Marele PNL. Îi spun, Sebi, nu mai e de mult, a ieșit în decor, dar nu asta e problema. Asimilat, da. Politica, vorbim de politici. Vreți să luați un împrumut de la femeii? Nu-ți pui problema întâi de toate că ar trebui să discutăm majoritatea opoziție, PSD-ul ieșise de la guvernare. Întâi să vedem cât luăm și apoi să vedem cum plătim acest împrumut, că îl vor plăti compatrioții noștri. Foarte corect. Și a doua chestiune, care vor fi costurile, care vor fi efectele acestui împrumut? Răspunsul lui a fost, Sebi, a fost un om cu care am avut o relație funcțională. Și, băi, Victore, să câștigăm noi alegerile și apoi vedem ce o mai fi. Incredibil. Ce a fost un membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale, îmi spunea că în 24 de ore de la primirea banilor de la femeii, 4 miliarde în 24 de ore au plecat la băncile mamă din țara asta. Asta este o chestiune oficială comunicată, da, de Banca Națională. Al doilea element. Faptul că banii ăștia nu au fost special pentru România, ci pentru nici măcar băncile străine. Nici, da, măcar statistica. Dar noi am plătit pe toți. Această plată a uriașului împrumut de la femei, cum spuneați, cel mai mare din istoria noastră, a fost posibilă începând cu 2012, care a fost vârful de plăți la femei, Banca Mondială și Comisia Europeană, fără a mai avea sacrificii economice și sociale. Nimeni n-a simțit, practic, povara plăților așa cum a simțit intensitatea devastatoare a planului de austeritate Băsescu. Pentru că s-a încercat o mai justă distribuire a efectelor creșterii economice și acest lucru, chiar și cu modestie, s-a văzut în societate. L-au văzut și compatrioții mei. Și ultimul lucru pe care l-aș dori să-l spun acum, acest moment ar trebui să aducă aminte tuturor liderilor noștri că anumite măsuri care vizează viitorul țărilor și viitorul națiunii noastre, trebuie întâi discutate, nu pentru a servi intereselor unui lider, fie el normal sau mai puțin normal, politic, desigur, fie unui partid. Pentru că asemenea șocuri în evoluția unei națiuni pot să ducă la scufundarea încrederii nu doar în partide politice, ci însăși capacitatea țării de a crește, de a se dezvolta, este pusă sub semnul întrebării. De aici nevoia unei judecăți serioase, temeinice. Și ar fi bine ca lecțiile acestui împrumut pentru supraviețuirea lui Traian Băsescu, n-am ezitări să spun, acest împrumut a reprezentat cheia realegerii lui Traian Băsescu. Dar lecțiile acestor ani teribil pentru români ar trebui învățate inclusiv de către colegii mei din Marele PNL, care acum s-au întâlnit
într-un film ușor de Jekyll and Hyde împreună, milițianul bun și milițianul rău, fără ca măcar să recunoască toate aceste lucruri pe care le-au făcut greșite sau devastatoare la adresa țării, n-ar trebui să fie repetate în viitor. Și n-am decât să salut acest moment, care e un moment de demnitate și ne va mai permite încă un lucru. Să continuăm cu prudență politici de creștere durabilă și politici fiscale realiste, pentru ca pe viitor România să nu mai fie obligată să trăiască asemenea episoade. E un moment extrem de bun și ar trebui să mai tempereze aplombul demolator dintr-o parte sau din alta în diverse birouri politice din țara mea. Sunt totuși 12 miliarde de euro în 3 ani și jumătate, ceea ce înseamnă o cadență de aproape 4 miliarde de euro de restituit, timp în care au existat și măsuri reparatorii, sume foarte importante pentru cei care au câștigat în instanță împotriva guvernului Boc. Nenumărați bugetari care au avut salariile tăiate, nenumărați pensionari care au avut pensiile absolut retezate. Mă refer la cei chiar și în domeniul pensiilor speciale, piloții, spre exemplu, și alte categorii care au avut și o contribuție majoră. În schimb, se dădeau despăgubiri cu peste un miliard. Dumneavoastră spuneați că numai despăgubirile, mai mult sau mai puțin legale, se vede că foarte multe au enorme semne de întrebare și urme penale foarte substanțiale. Numai acelea au făcut peste un miliard. Și ar fi foarte bine dacă DNA-ul, care se ocupă de multe lucruri importante, dar și de altele care parcă n-ar fi din filmul cu DNA, ar trebui să răspundă la întrebarea ce au făcut liderii acestei țări cu acest desfrâu pe seama bugetului pe de-o parte și pe de altă parte cu sugrumarea resurselor de supraviețuire ale atâtor milioane de români. Da, rămâne pentru mine o chestiune și un subiect de interes, faptul că nu mai avem niciun leu datorie la Fondul Monetar Internațional. Mulți, enorm de mulți români, cum bine spune Renate Weber, interesați de acest subiect și de ideea, cum să spun, descătușării după austeritate. După ce un milion de oameni au devenit peste noapte datornici la bănci cu salariile tăiate și cu concedieri masive din sistemul de stat. Ceea ce a distrus, de fapt, clasa noastră de mijloc, să spunem. E foarte corect. Pur și simplu. Bruma aia de clasă. De-abia începuse să se formeze și pur și simplu au terminat-o în acel moment. Prăbușirea cererii interne, în egală măsură, toate astea au avut efecte devastatoare și revenind la faptul că din 2012 până acum reușim să încheiem aceste plăți la FMI fără să avem curbe de sacrificiu ala Băsescu și reușim să avem și creștere economică, dincolo de faptul că e guvernul USL în prima variantă și a doua variantă, mai demonstrează un lucru. O anume încăpățânare de a lupta pentru politici economice care să servească interesului țării tale, dau rezultate. Această încăpățânare dă rezultate, îmi cer scuze, și aceste rezultate ar trebui conservate, consolidate și dezvoltate mai departe. E un mesaj tonic pentru compatrioții noștri că pe traseul ăsta infernal, noi am reușit să plătim și în același timp să avem creștere economică și să facem măsuri reparatorii pentru populație și să dăm ceva în plus la medici. Corect. Și să fie o indexare la pensii și să reduci CASE-ul și să reduci TVA-ul, ceea ce înseamnă scăderea prețului la alimente. Aici, în platou emisiunii Punctul de Întâlnire și la ordinea zilei cu Dana, am criticat și voi critica acele aspecte ale guvernării care nu funcționează. Și personal pe Victor Ponta, care și-a asumat, cel puțin în fața mea de câteva ori, pariul cu infrastructura și l-a pierdut, din păcate, o spun cu maximă tristețe. Dar criticându-l pe Victor Ponta pentru pierderea pariului cu infrastructura, n-am cum să nu recunosc meritele guvernului pe care îl conduce în faptul că este o creștere economică, lumea simte de jur împrejur că ceva s-a dezghețat în România, o parte consistentă dintre oameni și-au recuperat salariile, și reducerea TVA-ului, reducerea CASE-ului, toate aceste măsuri, introducerea cardului de sănătate, care pentru mine este o măsură anticorupție absolut curajoasă și excepțională, pe care Băsescu și Duță n-au avut curaj să o facă. Pentru că pentru ei era mai ușor să bage mâna în sistem și să scoată de acolo profituri uriașe personale. Acum constat lucrurile acestea și, repet,
pentru onestitate este atât meritul Partidului Social Democrat, cât și al Partidului Național Liberal, până la momentul îmbrățișării PDL. Gest care a reușit să creeze o mare repulsie. Am văzut că dumneavoastră, domnule Victor Boștinaru, erați în cunoștință de cauză când v-am spus despre consilierul general al Partidului Național Liberal, Simona Crețu. Eu știu. Doamna Renate Weber. Nu-mi dădeam seama, dar mi-aduc aminte că am citit în presă. Pentru, n-am văzut, dar am citit. Pentru surpriza și plăcerea dumneavoastră, acum vedeți imaginile, doamna Renate Weber, domnul Boștinaru le știe. Ceea ce mă frapează pe mine în acest caz de politician absolut delirant, pentru care îndrăznesc să cer un aviz și un control psihiatric pentru cei care sunt în funcții alese, era la masă, la Suceava, cu Cătălin Predoiu, cu Fluturi, cu Ghiță Falcă, toată crema Partidului Democrat Liberal, în timp ce această femeie delira. Și n-a spus nimeni, de atunci și până acum, avem o problemă cu această femeie. Au trecut de la PDL la PNL și acum ne reprezintă pe noi în Consiliul General al Municipiului București această persoană și ia decizii în numele nostru. Și de atunci și până acum Predoiu, spre exemplu, n-a avut niciun fel de problemă. N-a intervenit așa spunând, haideți totuși să o ajutăm pe femeia asta, haideți să o scoatem din zona aia, că n-are ce să caute acolo, să o ajutăm să-și revină. Imaginile de la Suceava, Partidul Democrat Liberal, Simona Crețu, astăzi reprezentant la București al PNL. Acum, legat de partea aceasta de programe, aș vrea în mare să mă înțelegeți care sunt ideile, pentru că mi se pare și la nivel de partid că sunt foarte utile. Ea este următoarea. Noi avem un fond lingvistic de 150 de cuvinte, așa ni se spune de la Daci, iar aici sunt 600-700 de cuvinte. Ultima plăcuță dintre acestea este de la căderea Saramise Getuzei, de când am unit de ceva. Foarte multe sunt legate de Decebal, de Buremista și pur și simplu cei de la Institutul Vasile Pârcan, pentru că ei merg pe ideea că am fost latinizați, spun că acestea sunt niște falsuri. Eu propun prin această campanie, Latinitate Contestată, să studiem în școli aceste plăcuțe, să le introducem în sistemul educațional și sincer să fiu chiar sunt foarte multe cuvinte. De exemplu, pot să vă dau un exemplu de acolo care era boicer, era un cuvânt boicer care înseamnă boier. De fapt, de acolo venea boier. Boieri însemnau boicer, era boicerului. Adică și aveau un semn pe cap bădineu. Bădineu înseamnă un bou, să zic, de exemplu, pe cap. De aceea noi știm cu revista, a zis că adunam mai multe triburi, care erau organizați. Șocante imagini, doamnelor și domnilor, vă rog să mă credeți, în atâția ani de presă eu n-am văzut niciodată un politician să delireze în halul acesta. Și reprezentanții PDL erau acolo, n-au spus absolut nimic, nici atunci, nici până astăzi. Au lăsat-o să delireze în continuare și din PDL astăzi este consilier general PNL, că asta a devenit PDL-ul, a devenit PNL. Și nimeni, după povestea asta, n-a făcut nimic. Am descoperit șocați într-o intervenție telefonică la Maria Coman, săptămâna aceasta la Antena 3, după un dialog halucinant, că femeia are serioase probleme. Și că nimeni nu întinde mâna să o ajute, nimeni nu o scoate de acolo, iar Partidul Național Liberal n-a reacționat cu absolut nimic. Este absolut incredibil că astfel de persoane pot fi în funcții alese, că nu există un aviz pentru sănătatea lor, și că nimeni nu intervine să o scoată de acolo, e spre binele ei. Și vreau să apelez la expertiza foarte bună pe care Renate Weber o are în calitatea sa de specialist în drepturile omului. Mă uit șocat, doamna Weber, că sunt aproape 3 ani de când acest om are probleme vizibile de coerență și delirează și nimeni nu-i spune hai să o ajutăm, hai să-i întindem o mână, hai să o scoatem din zona politică și a deciziei. Nu văzusem aceste imagini, citisem în presă într-adevăr o discuție telefonică pe care o avusese și care era și mai delirantă decât
ce am văzut aici. A spus aici. Că ea comunică cu Universul și că Oprescu a fost arestat pentru că ea a comunicat cu Universul și a spus în gând DNA-ului să îi se întâmple ceva lui Oprescu. Evident, eu nu sunt specialist în probleme psihiatrice, dar și mie mi se pare că doamna aceasta, din păcate, ar suferi de o afecțiune și eu bănui că totuși cineva știe lucrurile acestea. E ca și cum ar avea puseuri și probabil perioade de remisiune. În perioadele de remisiune e ok, dar în perioadele de puseu cred că nu este firesc să participe la luarea unor decizii. Era și jignitor că de fapt toată sala râdea de ea acolo. Ei de fapt își băteau joc. Dacă ar fi avut un strop de demnitate, cineva de la prezidiu ar fi rugat-o măcar să ia loc, așa frumos, găseau vreuna, nu s-o lase săraca să, efectiv să delireze, că despre asta este vorba. Îmi pare sincer, nu știu cine este doamna asta. Nu Simona știu Crețu cum se numește consilier general, vă spun imediat, consilier general în Consiliul General al Municipiului București, aleasă pe listele Partidului Democrat asta Liberal. Înțeleg, dar nu știu ce a recomandat-o măcar cea ca să fie pusă pe liste. Cea care a lansat-o în candidatură este Elena Udrea într-o conferință de presă în anul 2012 nu pentru știu, un proiect ca în care Simona Crețu vrea să transforme lacul Văcărești în parc. Mi-aduc aminte de proiectul acela. Nu știu să vă spun, dar sincer mie mi se pare, ca nespecialist, că este un om care are nevoie de ajutor. Și atunci, într-adevăr, un om trebuie să nu râzi, încerci să-l ajuți. Urât pentru colegii domniei sale că au preferat la o distanță de 3 ani, un moment din acesta la Suceava și încă un moment în direct la Antena 3, unul care efectiv îți dă frisoane și te gândești, Dumnezeule mare, are nevoie de ajutor omul acesta, da, iar da, cei din PDL, PNL, nu doar că nu i-au întins o mână, au lăsat-o acolo și mai și decide pentru o grămadă de da, oameni care au votat. O folosesc pur și simplu ca mașină de vot, nimic altceva. Adică nu cred că doamna are inițiative personale în ce privește decizia. Știți care e pericolul, nu? Generalizarea cu politicienii și așa mai departe. Uite ce fel de oameni sunt, uite... Domnule redactor, dacă aș face referire la faimoasa carte Acești oameni bolnavi care conduc lumea, mi se pare că e o jignire la adresa autorului, pentru că ea face parte dintr-un film care nu e neapărat al celor care conduc lumea, dar care arată că cei care conduc lumea uneori, în dorința de a-și propulsa protejații clientela, trec peste orice calități sau lipsă de calități. Pentru că în acest caz, și la fel ca și Renate, mă voi abține să fac judecăți de natură medicală. Este o reacție umană. Sunt două constatări simple, văzând și acest discurs halucinant de la Suceava și convorbirea pe care am văzut-o de asemenea cu doamna Coman. Ai senzația că în vecinătate se află fie un magazin de etnobotanice, fie au fost distribuite substanțe halucinogene în sală. Și de aici s-a produs o stare de euforie accentuată, pentru că incoerența e atât de flagrantă, nonsensurile se scurg pe bandă și, în mod clar, aici problema este că nu reușește să dețină proprietatea niciunei dintre cuvintele pe care le folosește. Totul este anapoda. Dar aveți o explicație de ce un partid important și respectabil, cum e Partidul Național Liberal, la 3-4 zile după apariția în public a acestei persoane, reacțiile au fost devastatoare, vă rog să mă credeți. Nu vorbesc de audiențe, de ceea ce spun oamenii. Sau plânsul râsului. 4 zile după aceea, Partidul Național Liberal nu transmite niciun fel de mesaj. Nu spune... Uitați, am decis de comun acord să părăsească Consiliul General, să nu mai reprezinte Partidul Național Liberal, să încercăm să o ajutăm. Lași în continuare și să se facă de râs, să te faci și tu de râs. Am o constatare simplă. Văzând ce grea e PNL-ului de astăzi, PDL-ul de atunci erau la masa, la prezidiul respectiv, cred că doamna Crețu face parte din ADN-ul PDL-ului, care a devenit astăzi ADN al PNL-ului. În timp ce vorbiți, sunt imagini de la lansarea doamnei Crețu împreună cu Simona, cu Elena Udrea, a fost acceptat în conferința de presă a PDL. Probabil ea, prin aceste discursuri halucinante, a contribuit la programul ideologic al PDL-ului. Eu mă gândesc că poate inițial chiar nu se știa și după aceea, când au constatat, atunci cred că sunt vinovați, pentru că n-au acționat și au dat seama că... Știți?
are ceva era... și are nevoie de ajutor. Mă gândesc că inițial nu era oamenii, așa. Oamenii simpli, adică... văzând acele, acea intervenție de 14 minute la noi, la Antena 3, cu un dialog cu Maria Coman și înregistrările de la Suceava, enorm de mulți oameni simpli au râs de s-au tăvălit. Nu. Problema e în felul următor. Oamenii aceia de la prezidiu, colegii ei politici, absolut, râdeau și ei. Da, da, e oribil. Asta mi se pare îngrozitor, pentru că, repet, ori știau de fapt deja că este un om bolnav, ori trebuiau să-și dea seama când o ascultau. Și efectiv, trebuiau să nu o lase să se mai facă de râs, să nu mai râdă ceilalți de ea. Da. Vă spun, sunt boli care au perioade de remisiune și perioade asta... din nou de atac și dacă e într-o astfel de perioadă, nu trebuie să ne mire care astfel de deliruri, dar nu lași exact. Să se în facă asta tragicomică, îi recomand domnului Predoiu să o numească ministrul al comunicării în cabinetul domniei sale. Înainte să iau publicitate, vă spun un lucru, sper, interesant în povestea asta. Simona Crețu a candidat pentru funcția de prezidențiabil al Partidului Democrat Liberal la președinția României. Simona Crețu, pe care o vedeți acum, a fost pe lista de prezidențiabil pentru președinția României ai Partidului Democrat Liberal. Pot să-mi fac cruce în direct? Da. Deci, despre asta vorbim. Atunci e oficial partea programului esențial al PNL-ului PDL-ului. Vreau să spun, domnul Predoiu, domnul Falcă, domnul Flutur, măcar acum, în al 16-lea ceas, ajutați-o pe femeia asta și cred că ar fi cazul să fiți un pic mai raționali. Publicitate și revenim în câteva minute pentru concluzii pe chestiunea refugiaților. Am revenit pentru concluzii la punctul de întâlnire. Doamna Renate Weber, un minut pentru un răspuns important. Sunt voci europene care spun că România și alte state ar trebui sancționate pecuniar, ar trebui sancționate financiar, cu tăierea fondurilor europene, dacă nu țările respective nu primesc numărul de refugiați stabiliți de Comisia Europeană. Deocamdată nu există un asemenea mecanism. Oricum, inclusiv în ceea ce privește cotele obligatorii, decizia nu este luată de Parlamentul European și nici de Comisie, ci exact de Consiliu, deci de guvernele statelor membri. În mod normal, de fapt, zilele acestea va avea loc întâlnirea miniștrilor de externe, pentru că ei sunt cei care gestionează, de interne, scuzați-mă, ei gestionează afacerile interne și chestiunea refugiaților. Deci vom vedea care va fi decizia. Dar aș vrea să spun că cred sincer că și Comisia, dar și președintele Consiliului ar fi trebuit, într-adevăr, să aibă și ei o chestiune de comunicare ceva mai elaborată. Adică eu nu pot, eu înțeleg să reproșez acasă că nu se discută când se iau niște decizii, dar în egală măsură trebuie să fac reproșul ăsta și Comisiei Europene. Adică eu cred că Juncker ar fi avut obligația, așa ar fi fost și înainte civilizat și înțelept, cifre... sigur că da, să discute în fiecare capitală cu cei care sunt acolo președinți sau prim-ministri. La fel Donald Tusk. Iertați-mă, dar este președintele Uniunii Europene, de-abia am înființat această funcție. Și domnul Tusk, în loc să meargă din capitală în capitală și să încerce cu argumente să-i convingă pe unii să accepte sistemul acesta de cote, domnul Tusk s-a spălat pe mâini și s-a dus un pic în Orientul apropiat, nici măcar în dezbaterea extrem de importantă privind starea Uniunii Europene, nici măcar la aceea nu a participat. Foarte scurt, domnul Ușenă, ce trebuie să facă România? În mod clar... Acest mecanism de sancționare nu are nicio bază legală. Nu cred cum în contextul actual, dar și viitor, pe de o parte în Consiliu va fi majoritate și pe de altă parte Parlamentul ar putea accepta vreodată. România trebuie să facă însă un lucru, să negocieze cu fermitate și demnitate și să fie parte a unei soluții de solidaritate care să-i garanteze însă atingerea intereselor sale și anume Schengen și MCV. Mulțumesc Victor Boștinaru, mulțumesc Renate Weber. Vă aștept la ora 20, doamnelor și domnilor, Marian Petrache, secretarul general al PNL și Ecaterina Andronescu, vicepreședinte PSD. Vă aștept.